Look, Daddy, there is a duckling. A giraffe. Yeah. A boy. Spiders. And a mouse. And some worms. And a this baker. There's some foxes and rabbits and the insects and spiders and frog and another frog. And there's ladybugs and this big mole and this tiny moles and worms. Head, shoulders, knees and toes, head, shoulders, shoulders, knees and toes, no, head, shoulders. Good job. And you have to give me that from the white door, yeah? And banana. Yeah. Yeah. And you have to drink water, okay? Okay. And you didn't need this pair for this time. Bună dragilor, bine ați venit la Vlogtober, ziua 23. Am avut parte de o noapte albă din cauza lui Elsie și a lui Nathan, dar am reușit să dorm și eu de la ora 4 până la ora 6, pentru că atunci s-a trezit David și a mai stat el cu Elsie ca să pot să dorm și eu cât de cât. Elsie a făcut febră, s-a trezit, am reușit să-i scad febra, după aceea nu a vrut să mai doarmă. Și o stat trează, s-a trezit și Nathan și-a toșit și-a vomat. El vomită doar de la tusii, nu are un reflux foarte sensibil, foarte, cum să-i spun, nu știu, vomită foarte repede. Eu sunt la fel, deci știu pe cine am moștenit. Acum ne-am îmbrăcat tot să o ducem pe Mila de la școală. Ei sunt jos, Nathan cu Miladu, iar el s-a adormit. O adormit, dacă nu a dormit azi noapte, o adormit acum de dimineață, dar bine că am reușit să o îmbrac și deja am îmbrăcat, numai o să o mut în căruț. Am sunat la școală, la care trebuie să plec în 50 minute. Am sunat la școală și am zis că Miladu i-au apărut mai multe bubiții, că aș vrea să o țin acasă, dar i-am întrebat, are febră? Am zis că nu. O vomita? Am zis că nu. Are alte simptome în afară de acele bubiții? Și am zis că nu. Și o zic că atunci e ok să aduc la școală. Ei chiar mă încurajează să o aduc la școală. Și am zis ok, dar dacă are chickenpox, eu știam că trebuie să stea acasă. Și am zis, dacă are chickenpox cu simptome, adică să aibă febră, să o mănânci în continuu, să nu poată să stea. Nu știu, mi se pare tare ciudat. Eu știu că atunci când am fost mică, a trebuit să stau acasă. Și din ce am citit prin comentarii, toată lumea mi-a zis că trebuie să stai în casă. O să vedem și cum evoluează. Poate Milad are o formă mai ușoară. Am văzut și prin comentarii că există așa ceva, deși nu știam. Nici nu se scarpină prea tare, se scarpină, zici că o mănâncă, dar nu o văd să se scarpină în continuu. Am dat-o cu acea cremă. Ia, și atât are. Iar Nathan și Elsie încă nu au făcut. Și tot așa de la voi am aflat că ei poate să facă mai târziu, în decurs de o săptămână, două. O să apară dacă au luat și ei virusul. Cam imposibil să nu-l iei, din câte am citit eu. Vreau să vă mulțumesc și pe această cale tuturor mămiților care ați empatizat cu mine și care ați simțit cu mine. Aseară, după ce m-am uitat la film și am citit prin comentarii, m-am dus la somn cu inima frântă. Am plecat cu inima frântă în sensul că am fost atât de neînțeleasă. Păi cred că a treia oară când vorbesc atunci când mi-e greu, deci într-o situație când mi-am e greu,
când mă deschid în fața YouTube-ului, în fața persoanei care mă urmăresc și nu-mi înțeleasă greșit. Și pe lângă asta sunt și judecat atât de aspru. M-am dus la somn așa, cu inima foarte dezamăgită. Dar dimineața am văzut cu multă lume, o simțit cu mine și m-a înțeles. Adică o înțeles și am vrut să spun. Asta am vrut să vă mulțumesc tare mult. Acum m-am alungit și eu trebuie să plec la școală. Vreau să vă zic că am venit să mă dau parfum. Eu țin parfumurile ori aici, ori jos. Aici am un parfum de la Essence și jos am unul. Depinde cu care vreau să mă dau, vin sus sau jos. Și pentru că am menționat de parfumul de la Essence, vreau să vă spun că această parte de vlog e în colaborare cu Essence și în special cu Cristina. Am să vă las Instagram-ul ei pe ecran. Este reprezentant la Essence. Pentru cei care mă urmăriți de mai puțin timp și nu ați văzut, eu am colaborat cu ea de foarte multe ori în ultima vreme. Aceste parfumuri sunt ca cele de brand pe care le găsiți în parfumerii, doar că vin în sticluții diferite, gen așa. Asta e parfumul meu și acesta e al lui David. Așa arată cel de femeie și cel de bărbați. Dar acum Cristina mi-a zis că sunt sticluții noi, am să inserez o poză pe ecran, au updatat sticluța și vor fi sticluții noi la parfumurile de linie. Unui astfel de parfum, cum am eu, e de 23,7 euro și poate fi cumpărat în set, adică cu cremă și gel de duș. Aceasta e crema, gelul de duș, v-am spus că l-am terminat. Și costă 40 de euro, iar la bărbați vine doar cu parfum și gel de duș și costă 31 de euro. Am spus prețul pentru că mă întrebați tot timpul și fiind axată să vă zic despre parfumuri, uit. Ceea ce e important e că aceste parfumuri conțin 20% ulei esențial, nu conțin amoniac, nu conțin produși chimici, sunt non-alergici și persistă între 12 și 36 de ore. Eu tot timpul mă dau pe păr și două pufuri pe bluză sau ce port. Ai, miroase atât de fain. Asta e Because It's You Armani. Îmi place atât de mult. Primul pe care l-am avut a fost de la Jo Malone și l-am terminat. Asta e preferatul meu, cu siguranță vreau să-mi dau comandă de el. L-am terminat acum două zile, cred că. Ca să nu mă mai lungesc, iau parfumuri și de copilaș care îndeplinesc aceleși condiții. Adică sunt non-alergici, nu conțin compuși chimici, nu conțin amoniac, deci sunt safe. Așa e pentru fetiți, așa e pentru băieții. Dacă sunteți interesați, deveniți reprezentant. Vă las o imagine pe ecran, dar înregistrarea este gratis. Nu necesită să faceți comandă lunar. Puteți primi 20% cashback înapoi. Oricine poate lucra care are acces la un telefon și la internet. Da, dragilor, asta vreau eu să vă spun. Am să lăs Instagramul Cristinei în descriere. Nu ezitați să o contactați. După cum am zis de multe ori, ea e tare de treabă. Fer atât de bucuroasă și deschisă informații. Deci nu vă fie jenă să o contactați în caz că vreți să achiziționați un parfum sau să primiți mai multe detalii. Merg acum jos. Mi-am luat acest pulover pe care îl ador. Vi l-am arătat vlogul trecut. O să mai iau doar o vestă. Și apoi merg să o duc prima la școală și noi ne auzim după. This is how we wear our blouse. Ți-ai făcut fustă? Yes, mami, thank you, Elsie, thank you. Ți-ai făcut fustă, da, din bluză, da? Papi. Tati. Tati, yes. We have to wipe your nose, Elsie. Tati. Daddy's at work. Baby. 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 Baby.
Am adormit și pe Nathan. Uit un colet de la Influencer. Ne-au trimis, opa, ne-au trimis o cutie de ceai negrul. Ce asta e foarte bun și numai bine mi-a venit exact astăzi când nu mai am nici cafea, nici ceai negru și chiar vreau să beau ceva. Până acum să-mi fac un ceai. Fac în cana de la mama mea. Opa, am dormat bananele. Cum să le facem de aici? Da. Am mai primit un colet, care tot așa nu mă așteptam să-l primesc. O să-l desfac, să vedem ce îi și de la cine îi, că nu scrie. E tot de la Influencer, să numeriți fiind acea zi. Mi-au trimis, văd că, o chetă, la fel ca a meu. A, nu, a meu e Morphe Richards. Mi-au trimis un kettle nou. A, ce drăguț! Wow, ia să-l vedem. Arată foarte asemănător cu a meu. Aproape identic. Cred că asta se deslipește, da. Da, deci un fierbător. Hello! Ea s-a trezit și eu eram la bucătărie, nici nu știam că s-a trezit. Da? Are you reading? Da. Vreau să văd dacă are febră. Are un pic de febră de asta. Wow! 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 Do you want to come with mommy in the kitchen? You wanna read? Da, mami. Da, ele și... Te nu vezi, cred că s-o trezești și nu vine la mine, asta de aici, știi, de-a. Văd că șobot și lapte. Ok. Am găsit rețeta pe care vreau să o fac. Între timp s-o trezit el și după cum ați văzut, vreau să fac orzo pasta. Nu știu cum să traduc. Pastă, orzo. Cu pui și cu pesto. Start cooking. Am să vă lăs rețeta în descriere, nu cea de la Thermomix, cum o puteți face voi acasă. Iar eu încep acum să gătesc. O să filmez și câteva cadre. Se are febră din nou, o să mă duc să-i dau un supozitor paracetamol, pentru că am înțeles că nu e bine să le dau Nurofen în caz că ar avea vărsa de vânt. Ia medicine? Mama. Mama will give you, yes. Ok, fata mea înțelegătoare, da? Yes? Mami. Mami, yes. Am scos câteva haine să pun la uscat. E călduț afară, dar bate un pic vântul. Oricum nu se compară cu frigul și cu furtuna și ploaia care a fost. Wow, Elsie, da. Ai ieșit și tu afară după mine, repede. Opa. Vini să-mi iau pilotaș și cearșaful, pentru că Nathan a vomitat azi dimineață în patul meu. Și după cum știți, dacă ați văzut vlogul anterior, abia ce am schimbat astea, aseară. Dar nu e nicio problemă. Le punem din nou la spălat acum. Opa! Opa, așa. Close it. Thank you! Văd că am program special pentru duvet. Ia să dăm drumul.
Ia-l și Diuna. Stai ca să pornim întâi. Ce faci, mami? Ok. Press start. Not there, no. Press start there. Press start. Good job. Wow, mâncarea mea e gata. Uitați cât de bine arată. Vai, abia aștept să mănânc. Pesto spunea acolo că ori îl puteți adăuga acum, ori lăsa separat și să adaug la masă. Și după cum știu o copilă și nu știu dacă le-ar plăcea, o să lăs separat pentru a pune fiecare. Adică cel mai sigur eu cu David. Vai, abia aștept să gust mâncarea asta. Arată super bine. Mm. Așa arată pesto. Nu știu dacă l-am arătat. Așa a ieșit. S-a trezit și Nathan acum, le-am pus lor să mănânce, îmi pun și eu, am gustat asta fără pesto, e o bunătate mâncarea asta, e o bunătate. Nathan, show me a dog. No, let Elsie touch as well. Dog, bravo Elsie, bravo Nathan. Yes, show me a puppy. Puppy, yes, you are so smart. Am terminat de mâncat, am terminat și ceai, dar Nathan vrea să citim. No, dog, puppy, but Elsie is small. She doesn't know the difference, okay? Show mommy cat. Yes, and a kitten. Yes, and fish. No, Elsie, leave it there. It's not yours. You are so naughty. Nu mai vii ca să faci zizanie aici. Da, da, da. Mami, read with us, mami. Sit down, burticuță. Da. Rabbit. Rabbit. Yes. Rabbit. And a parrot. Da. Good job. Ia uitați ce nervoasă e Elsie. Nathan nu vrea să-i dea cărtice ca lui. Bravo, Elsie. Ne-a și mușcat. L-a mușcat și pe Nathan, m-a mușcat și pe mine. Of, nervoasă mică. We finished that? Ok. Plecăm acum după Milado. Mai mi-au geaca pentru că s-a încălzit, dar la copilaș le dau. Îi îmbrac bine. Și apoi când vin acasă, văd ce mai gătesc. Aș vrea să fac oriceva turti, ori niște plăcinti, nu știu. Am ajuns de la școală, am adus-o pe Milado acasă. Și am întrebat din nou dacă mâine e ok să aduc. Pentru că i-am zis, eu cred că are chicken pox. Și mi-a zis că e ok să aduc atâta timp când nu face febră și ea e ok in itself. Adică ea e ok cu ea, nu plânge, nu e măfturoasă și e bine. Pentru că acum citeam prin comentarii și toată lumea se leagă de chestia asta. V-am explicat și dimineață înainte să fi postat vlogul că ei mi-au dat ok-ul de la școală. Nu sunt nici inconștientă, nici nesimțită. Adică eu mă gândesc la ceilalți copii, dar dacă ei mi-au zis să o aduc, nu puteam eu să încep să-mi dau, stai că are febră acum, stai că e mofturoasă. Când i-am întrebat și am zis că nu, are doar bubițe și ăsta e adevărul. M-am supărat un pic cu astfel de acuzații, dar da, îmi pun o melodie și îmi trece. Mă apuc să-mi fac plăcinti cu Mary. O să folosesc același aluat de la plăcinta țărănească cu dovleac, doar că o să umplu cu Mary. Vă las rețeta în descriere. Eu doar o să filmez câteva cadre, nu mai filmez din nou, pentru că am filmat de două ori rețeta, dacă nu mă înșel. Vreau să avem de seară cât din ceai, câte o bucată de plăcintă. Copilașii nu prea să moară cu plăcinta de dovleac, doar mi l-a dat mâncat. Dar poate asta, dacă o fac cu măr, ori să mănânce și ei. David deja mi-a zis că el nu mai vine acasă dacă eu fac prăjituri. El a zis că s-a îngrășat cu vlogtoberul meu, că tot am făcut plăcinti, prăjituri, crumble. Da, m-a făcut să râd. Da, haideți să mă apuc de plăcintă și apoi nu mai fac nimic. După ce termin plăcinta și îmi strâng prin casă cât de cât să fie, să fie o atmosferă frumoasă când vine David, adică miros de plăcinti, curățenii, plașii schimbați, cu minți, dacă se poate.
Mami Brown. Ce este Nathan? One second. Mami Brown. Mami Brown. You will blow Nathan. One second. Am pus la geam compoziția de măr să sărăcească. Miroase atât de bine că am adăugat și scorțișoară. Vai cât de bine miroase. Și tot aburul ăsta vine în casă, miroase și în bucătărie și în sufragerie. Am făcut aluatul înainte să fac umplutura și de obicei se face invers, dar nu știu, unde mi-a fost capul. Și acum trebuie să aștept să sărăcească. Între timp am aprins lumânări în casă, am frâns în sufragerie. Mi-am făcut curățenie și în bucătărie, aici mi-am pregătit blatul, l-am curățat bine ca să întind foile. Am aprins și o lumânare și o atmosferă așa frumoasă, de casă. To help. This small chair. Okay, come and watch. You made the pie as well? You want some apple for your pie, Milada? Yeah. Yeah? Yeah. You have to roll it up for a ball to make an apple. Yeah. Roll a ball. I'll put it there, yeah? Yeah. Okay. One more. Așa au ieșit plăcintele, le străcească și apoi o să pun zahăr pudră pe deasupra și o să le tai felii. Și am să vă arăt când s-a răcit cum arată și în interior. Oh my, this is a cake house. Mommy, my ring! Where's my ring? My mommy, my ring! I don't know, mommy. Dragilor, am gustat acum, e la fel de bună ca aia cu dovleac, dacă nu mai bună. Cită și moale, dar crusta deasupra e tare, e ca un strudel. Acum mâncam și salivez, e prea bună, e prea bună. Yeah, look. Oh, yeah. What else is sitting on? Can you give me... Yeah, this one. Who wants to put that one there? Me. Me. Can you put... Can you... Slowly, Elsie. Good job. Mommy? Yes, mommy? Can you put some pinks over here? Yes, take the pinks. Okay.